Joi 2 mai, în sala polivalentă din Călăraș, AHC Dunărea a disputat partida din cadrul etapei a patra a play-off-ului. Într-o atmosferă incendiară, echipa călărășană a făcut o partidă excelentă și, grație paradelor portarului George Șelaru, a obținut și victoria în fața echipei CSM București, scor final 26-22. Cu această victorie, Dunărea ocupă locul 3 în grupă cu 5 puncte, după Dobrogea Sud cu 16 puncte și CSM București cu 10 puncte. Duminică 5 mai, începând cu ora 19, tot în sala polivalentă din Călăraș, Dunărea joacă partida din cadrul etapei a 5-a a play-off-ului cu Poli Timișoara, ocupanta locului 4 din grupă, cu 4 puncte acumulate.